Bună seara și bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Gorj Obiectiv. Vă spune gazda dumneavoastră din această seară, Iulian Țimpea. O ediție specială în această seară, pentru că am doi invitați de marcă. Aș începe, în primul rând, cu domnul Miron Cozma, președintele Convenției Miniere Creștin-Democratice Sfânta Varvara. Bună seara, bine ați venit la Gorj. Bună seara, bine v-am regăsit. Și domnul Constantin Crețan, mult mai cunoscut dumneavoastră, pentru că este mai des invitat la noi. Domnul Cozma nu este din județ și prindem o ocazie foarte rară să-l avem la o emisiune. Bună seara, domnule Crețan. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Domnule Cozma, o să încep cu dumneavoastră. Cu ce gânduri la Gorj? Ce faceți în județul nostru? Aș începe, în primul rând, să-i salut pe toți minerii mei, pe familiile lor, pe copiilor și pe toți ceilalți și inclusiv galeria de la Pandurii, care am făcut echipa acum și sper să e puternică și sper să readucem toate activitățile, inclusiv sportive, pe linie sindicală, de maniera în care ele să existe fără corupție. Stimate domnule, am să încep cu mea culpa. Eu trebuie să recunosc că am fost foarte supărat pe mineri. De ce? În afară de faptul că am făcut 11 ani de închisoare, în afară de faptul că eu plătesc din cauza minerilor, pentru că, virgulă, chipurile minerii ar fi distrus un transformator în gara Craiova în septembrie 91, plătesc 23 de ani, 11 milioane aproximativ rotund de lei vechi și nimeni niciodată n-a făcut nimic pentru Miron Cozma, în condiții în care încă minerii mai au drepturile de la Miron Cozma. Dar nu acesta este motivul esențial. Și bineînțeles, un iarăși motiv foarte important și le spun și lor exact ce le spun politicienilor la București. Că pot să iert că m-a băgat în închisoare, că m-a făcut erou. Dar nu pot să iert pentru că mi-au furat copilăria fiicei mele. Eu când m-am mers la închisoare, fiica mea avea 5 ani. Iar când am ieșit la închisoare, avea 16 ani. Dacă nu o vedeam de 2-3 ori, nu-mi cunoșteam fata. Dar mult mai grav decât toate aceste lucruri, hai să-i spun, le spunem personale, sunt supărat pe mineri pentru că dacă ei mă conving pe mine că nu sunt principalii vinovați pentru distrugerea mineritului, se înșală. Eu nu dau vina pe politicieni în primul rând. De ce politicienii pe vremea lui Cozma tremurau? N-aveau curaj să închidă, n-aveau curaj să ia decizii împotriva minerilor. Și ba mai mult, nu o spun eu. Poate nu știu minerii. Dar la Costești, de exemplu, 99, spune Procuratura Generală a României în actul de acuzare, 7.136 de mineri au bătut 19.047 de polițiști și jandari și culmea din cauza lui Crețan și cu pisicile. Glumesc, era o strategie noastră. Da. Dar revenind, cum e posibil masa aia imensă de mineri pe care am lăsat-o eu în 1997 să facă ce? Valea Jiului să dispară? Valea Jiului, gata, anul ăsta nu mai există. Cum scriu eu în poezia mea, Copacii mor în picioare. Lignitul, iarăși, pe cale de dispariție. Și unde lucrurile care m-au revoltat și revenea mea culpa, am zis totuși, l-am dreptul, atât timp cât trăiesc, să permit acestor infractori de drept comun și veți vedea de ce, că ia uitați și aici. Ia uitați și aici. Vedeți ce vă așteaptă nici în două zile. Nu? Sunt două zile, ia uitați ce am adunat. Corupților din județul Gorj, care sunteți pe mână fără discernământ politic, fără nouă, ne tot, și minerilor de aici, le tot scoateți în evidență faptul că voi de fapt sunteți într-o dispută politică. E o minciună crasă. Voi sunteți așa, unii cu alții pe mână și furați așa în ușile, în spatele ușilor închise. Pe mână, unul cu celălalt. Ați reușit să obțineți și dovezi de aceste furturi? La aceste ia uite-te, stimate domne, în două zile, ia uite ce aici. Ia uite ce aici, în două zile. Păi stați că urmează. Eu acum am calitate oficială, prima calitate oficială. Ia uite ce aici. Pentru că nu puteam să acționez decât legal așa cum este. Aici Tribunalul București decide ce? Că sunt președintele Convenției Creștin-Democrate Sfânta Varvara, președintele Convenției Miniere Creștin-Democrate Sfânta Varvara, iar în registrul sindicatelor legal constituite conform legii ca și partidele politice, pentru că veți vedea
că nu am să acționez pe linie politică, chiar dacă eu sunt președintele Partidului Social Democrat al Muncitorilor, în registrul partidelor legal Constituției, poziția 82 la Tribunalul București, dar aici, Convenția Mineră Creștin-Democrată în Sfânta Varoana spune Tribunalul București că este la poziția 2. Deci am autoritatea legală să acționez în minerit, în orice situație. Și situație ca aceasta, în care, pentru numele lui Dumnezeu, repet încă o dată, să nu vă imaginați aici că țin cu stânga sau că țin cu dreapta sau cu vreun partid politic sau că țin cu Iohannis sau că țin cu Dragnea. Nu! Eu nu țin cu ei, cu niciunul, și țin cu minerii mei, cu cei care mă respectă. Și vreau să spun că un lucru teribil care m-a influențat, totuși să nu renunț, a venit să fac revelion la dumneavoastră aici în Târgu Jiu, invitat de prietenul Mitică Brăilă, de la Hotel Brâncuș, prietenul meu. Înainte de revelion m-am plimbat, cum mai fac eu de obicei, că cetățenii Târgu Jiu m-au văzut, mă plimb prin Parcul Brâncuș, unde mă încarc energetic. E extraordinar câtă energie poți să asimilezi în parcul acela. Plecând de la Poarta Sărțului la Masa Tăcerii și înapoi. Eu ori plecând pe centru, unei copii de mineri, pe role, unii au venit la mine să mă colinde. Și când am să le dau bani, au zis, nu, părinții noștri vă respectă, și a spus să nu luăm bani. Și a zis atunci, revin la mea culpa, n-ai dreptul, Cosma. Atât timp cât trăiești să nu lupți, măcar pentru copiii ăștia. Poate minerii nu merită, dar copiilor și familiile lor merită să trăiască decent. Și repet încă o dată, iarăși, eu sunt stupefiat, stimate domn, în câteva acte doar care le-am primit aici. E incredibil, este incredibil să văd milioane de euro care s-au folosit, că nici nu asta presa, nu cred că a spus prea multe. Ba da, s-a scris. Păi, domnule, mulțumesc și sunt convins că cel puțin din ceva câteva cunoască pe dumneavoastră. Dar am luat autoritate legală de la Galeria Pandurii Târgu Jiu, pentru că nu pot admite ca banii minerilor mei, domnule, când am fost atunci în cariere, în perioada aceea, ați văzut reacțiile imediate? S-au luat măsuri, poliția a luat măsuri. L-a arestat pe ce am spus eu, pe Marin Condescu, care este distrugătorul mineritului și nu numai, poate și al Mișcării Sindicale din România, alături de un alt camarad al lui Bogdan Hosu, care toți au distrus mișcarea sindicală. Domnule, pe domnul Condescu de la începuturi, practic. Poftim? Îl cunoașteți pe domnul Condescu de la începuturi. Păi, a fost așa pe vremea când venea la mine, pe vremea când a venit la mine prima dată și eu le-am dat și vreau să-l ierte pe Mihu, președintele Federației Lignitul, la vremea aia, că mi-am dat Federația ca să fie unitate în minerit la Condescu. Păi domnule, n-avea și returi la tenis, domn. Și acum e multimiliardar. Eu, Miron Cosma, care am lucrat 20 de ani, 3 luni și 18 zile, 100% în mine. Am lucrat 13 ani la suprafață. Deci 33 de ani, da? Pe lege, cum zic minerii, pe legea Cosma, 20 de ani să pun 30, deci pe lege 43. Păi eu n-am casă, n-am bani, n-am afaceri, n-am nimic. Eu n-am o afacere. Și uite, domnule, ce pensie, ia spune dumneavoastră, ce pensie am eu, Marele Cosma, după 33 de ani, efectiv și pe 43 de ani lucrați pe lege? 3866, rezineri. Nu, rest de plat, cât iau mâine, că așa... Rețineri, 1638, 1639. Păi din cauza minerilor, repet, eu iau 1639, nu? E pensia mea? Corect. Păi este, nu? Păi cum, domnule, are? De unde are Palate Condescu? A lucrat 20 de ani subteran ca mine? De unde? Întreb și eu. Că aici are vreo 3 palate, am înțeles, până în cartierul Primăverii. De unde are bani? De unde are milioane de euro? De aici. Și la domnule, ce mi-au prezentat până acum șefii galeriilor și le mulțumesc, pentru că, bineînțeles, că unii cred că nu există nimic. Ba da, există o mare relație. Pentru că banii de la fotbal sunt de la complexul... Și nu, nici măcar de la complexul energetic Oltenia, că le spun acum celor de la complexul energetic Oltenia. Și cum i-a spus și Luciurel. Și vreau să văd. Pentru că am de gând, repet, să-i dau în judecată pe cei care favorizează infractorii. Dacă e cazul ministrul justiției, dacă e cazul șefa din ea, dacă e cazul prim-ministru. Pentru că, stimate domn, poate nu știi, când minerii mei, compania națională Lignitului a fuzionat cu CEO,
Minerii mei aveau profit 1,34 miliarde de euro. Unde-s banii minerilor mei? Mă duc în carieră să văd o amărâtă care a venit la mine în salopetă să-mi pupe mâna. Domnul președinte, uitați, fișa mea de plată avea 600 de lei. 6 milioane de lei vechi, rest de plată, domn. Și Condescu, multimilionar, de unde? Când, domnule, la Clubul Pandurii s-au virat 11 milioane, spun șefii galeriei, care mi-a dat autoritate să-i reprezint și o să-i bag în pușcărie pe toți. De euro, nu? Da. 11 milioane, scuză-mă, de euro, da, de ce anual, domnule. De ce cum, domnule, 11 milioane de euro la Clubul Pandurii? Unde-s banii? De ce credeți că nimeni nu a luat măsuri până în acest moment sau până când va lua? Pentru că, exact cum vă spuneam, toți sunt așa, domnule, toți sunt... Ei sunt aici să apără unii pe alții. Ce șanse mai avem noi ca popor? Nu ca, neapărat ca gorjeni. Eu dacă vreau să zic, ca popor așa, aveți o singură șansă. Să ajung ca nebun ca mine președinte. Eu acum am intrat în drepturi legitime și din 2019 voi candida la președinția României. Și cred că eu sunt viitorul președinte al României. Cel puțin, nu cred că auzi nimeni. N-a avut nimeni curaj să facă ce am făcut eu. Și acum știți cum mă verific? Eu tac și fac. N-a scris presa că eu am fost pe stadionul Sfântul Gheorghe între 20.000 de unguri care au plătit intrare să mă vadă. Pardon? Pardon? Să văd cine are curaj să facă ce fac eu. Când au fost 30.000 de oameni în piața universității, am intrat cu mașina și nu vreau să mă oprească poliția. Între aia 30.000. Pardon? Și toți mă vor pe mine. Și Bucureștiul și toată lumea. Ascultați-mă ce vă spun eu. Deci e șansa poporului acesta, nu a mea. Eu nu vreau nimic. Domnule, vezi costumul ăsta ce bine arăt? Și de ce am venit cu el la emisiune la voi? Spuneți. Că cu ăsta am fost, cred, Costică știe, da. În Revelion, în 1999, da, la Revelion, în insula Rodos cu familia, mi-a lăsat familia acolo cu Johnny Sandulescu și am venit... După eliberarea din închisoare. Exact, eliberarea din închisoare. Da. Și am venit aici în țară, da, și am început acțiunea din 4 ianuarie 99 și am bătut 20.000 de milițieni, cum îmi place mie să le spun, că îi conduc tot comuniștii cu ăștia. Nu-i jignesc, dar eu am realitate din cauza lor. Dacă îi conduc comuniștii, nu toți comuniștii sunt la putere. Și acum? Păi, dragii mei, ce e? Păi, da, ei spun că nu mai sunt comuniști. Păi, ei spun că nu mai sunt comuniști. Ei, nu mai sunt, dar au fost. E ori. Eu discutăm acum teoria comunismului, că planul nu asta. Pe mine mă interesează, deci mi-am luat, ați văzut că nu e la calitatea politică. Deci vreau să acționez pe cale sindicală ca mineritul să fie într-adevăr salvat. Și vreți să vă spun acum un secret al meu? E prima dată când îl spun. Și ei acum l-au aflat afară, pe drum, venind în coace. N-am vrut să-l spun, dar îl spun acum. Și pe această cale îl atenționez pe președintele României și pe primul ministru al României, Grindeanu, că există în România CSAT-ul, Consiliul Superior de Apărare a Țării. Stimați, domn președinte și premier, vă atenționez la modul foarte serios că o energie primară, pe mine nu mă interesează politica voastră, o energie primară nu poate să dispară. Dacă dispare, veți fi acuzați de mine pe calitate sindicală la toate forurile internaționale pentru atentat la siguranța națională. Președintele României este obligat prin Constituție, nu? Este șeful suprem al armatei, nu? Și este obligat să apere interesele legitime ale acestui popor. E ori faptul că energie primară, care trebuie să facă din strategia națională de apărare a țării, dacă mâine ferească Dumnezeu, sare în aer cer la vodă, dispare apa, păi din ce avem energie? Soarele, vântul. Exact. Păi nu trebuie să dăm din cărbune. Și vreau să le mai spun un lucru. Să dea un răspuns poporului român. Trăim în Europa, nu? Stimați domnul, suntem în Europa, nu? Păi cum e posibil că Polonia dă 90% din energie din cărbune? Păi Polonia nu e Uniunea Europeană, poate nu știu să uite pe hartă, să vadă. Și încă și instalează grupuri. La ora asta ultimele bombe, ca să vă spun, bombe care nu le-ați dat presa. Donald Trump, președintele Statelor Unite, ce credeți că face acum printre altele în America? Deschide minele de cărbune să facă locuri de muncă. Iar noi le închidem? Cum anul ăsta vor pleca 1.000 de oameni? Le spun la mineri să știe că Miron Cozma este un luptător și între mine a existat un spirit, spiritul de solidaritate. Și le spun și celorlalți care le vine rândul, cum le-am spus la minerii de Valea Jiului. Bă, când unul singur vă veți disponibiliza, o să plecați toți. Și de că au plecat toți. Ori e cazul acum ca toți minerii la acțiunile mele sindicale, care vor fi, și să nu credeți că nu vor fi, va fi grevă, va fi marș, va fi meeting, va fi, vom face tot ceea ce e nevoie. Repet, dacă e nevoie, facem și galeria lui Pandurii, pentru că și ei luptă
până la urmă, pentru existența mineritului, pentru că dacă nu există mineri, nu există nici fotbal. Nu mai există nimic în Gorj. Nu mai există nimic în Gorj. E ori. Iar te înțelegi la modul serios că eu nu sunt Condescu. Și pe mine nu mă pot corupe. Eu sunt incoruptibil. N-au reușit nimeni în istoria României să mă corupă. Iliescu în 1991 îmi dădea funcția de prim-ministru. N-am vrut. În 92 vrea să pună ministrul industriilor, ministrul minelor. În 94 ministru de interne. În 96 senator la PDSR, primul pe loc. Radu Vasile la Cozi a vrut să mă pună prim-viceprim-ministru. Îmi spunea Radu Vasile, domnul președinte, vă dau telefon să vorbiți cu președintele României, Constantinescu, care vrea să vă pun, e de acord cu mine, să vă pune prim-vicepreședinte. Domnul Cozma, veniți cu noi să salvăm țara asta. Să salveți de ce? De oameni. Și de ce nu v-ați dus, domnule Cozma? Domnule, eu am trăit de mic copil între oameni normali, între oameni săraci. Nu pot să-i trădez. Eu până în clasa 4-a am trăit la Jieț, în barăcile care taică mi-a făcut armata, 5 într-un pat, 3 la cap și 2 la picioare. De-a lungul carierei mele, eu am simțit că Dumnezeu are un gând cu mine. Și acum când mă rog la Dumnezeu, pentru mine, știți cum mă rog? Spun, Doamne, dacă mi-ai dat vreo misiune în această viață, îți mulțumesc. Iar dacă această misiune este să-i ajut pe cei mulți, sărmani și pe tineri, aceasta va fi fericirea vieții mele. Și mi-am dat seama că la un moment am să ajung la un nivel de ierarhie foarte mare. Și am vrut să creez un personaj și nimeni nu s-a prins, nici dumneavoastră presa, că de fapt eu, Miron Cozma, am vrut să rămân la fel, la nivelul oamenilor săraci, tocmai ca să aveți un nivel de comparație. Și asta întreb și eu. Cum, domnule, eu n-am casă, n-am bani. Și ăștia au. Ce, să ăștia mai deștepți ca mine? Nu da diferență între ei mine, că ei sunt hoți, iar eu nu știu să fur. Înainte să continuăm discuția, aș vrea să-l întreb și pe domnul Crețan. Domnule Crețan, cum a fost reîntâlnirea cu domnul Cozma? Circulau variante, cum că ați fi certați, că nu mai discutați, că nu mai vorbeați. Noi am fost considerați frați întotdeauna, chiar dacă am mai fost așa disensiuni între noi. Vedeți dumneavoastră, eu îi fac o surpriză lui Milan. El îi supăra foarte rău pe sindicatele din Valea Jiului. Dar astăzi, două sindicate mici și sindicatul pensionarilor din Valea Jiului mi-au propus în calitate de președinte al Federației Naționale a Muncii ca Milan să fie președinte executiv din partea lor. Deci, sindicatele mici din Valea Jiului nu l-au uitat pe Miron Cozma și atribuțiile pe care le-am, eu o să am grijă să fac acest lucru, pentru că așa mi-a dispus din Valea Jiului în Federația Națională a Muncii, care nu este o organizație foarte dezvoltată, că dacă era numeric, pentru că toată lumea a luptat împotriva noastră, poate era o federație reprezentativă. Și eram la masa negocierilor și eram împreună cu Miron Cozma și luptam pentru oameni. Dar în același timp vreau să-i spun, vă spun următorul lucru. Ceea ce am făcut noi n-a făcut nimeni. Știți și dumneavoastră că în Gorj cel puțin, și chiar și dumneavoastră, eu apreciez pe Iulian Țimpea pentru că a făcut dosar de presă. Acest om săptămânal vorbește de mafia din Gorj. Numai la sesizările care le-am făcut eu, care le-a făcut Iulian Țimpea și alții, niciun fel de măsură nu s-a luat cu mafia din Gorj. Deci este momentul să salvăm mineritul pe cărbune. Miron este conștient și mi-a zis-o în aceste seri și la mormântul minerilor de la Stoienești, care am fost acolo și l-am pus pomană și l-am făcut slujbă de pomenire. Miron mi-a spus, Costică, că e nevoie să intervenim, să salvăm mineritul, cel puțin mineritul din Gorj. Și deci, se mai poate face ceva? Acum, văzând toată nebunia asta, vreau să știți ce se întâmplă în sindicatele din Gorj. Bănuiesc că și domnul Cozma s-a documentat și din anii trecuți și așa mai departe. Sunt sparte, sunt fărămițate, sunt împrăștiate, sunt... Domnule, nu mai știu cum sunt. Nu era altă soluție. Vorbeați de solidaritate dumneavoastră. Să spun un lucru, când eram eu, când conduceam sindicatele, știți cum le spunea la sindicaliști? Același lucru o să fac și acum. Aveam în fiecare luni ședință de consiliu la 10, da? Înainte de pune pe scaunul de președinte, cum le spunea, e cineva în stare să-mi ia locul? Să-l ia acum, că dacă mă pun jos, jar mâncați. Și când mă puneam jos, știi ce le spuneam? Eu nu sunt liderul liderilor. Eu sunt liderul oamenilor. Minerii cred că au priceput foarte bine. Pe mine nu mă interesează sindicatele lor. A, dacă vor să meargă cu noi acum în luptă, îi așteptăm la luptă care... Dar eu marșez și mizez foarte mult că oamenii se vor deștepta măcar acum.
în ceasul al 12-lea. Pentru că mai pleacă și anul ăsta 1000 și la anul încă 1000, cum se propune, că erau la un moment dat propuneri chiar de 3-4000. Va dispune pur și simplu. Și dacă planul, acum planul nu luăm niște măsuri ca ultimul bastion să fie salvat, și eu repet, nu mă interesează, eu nu fac alianță cu sindicatele. Dacă vor să vină la noi, sigur, îi așteptăm oricând să facem un front comun. Dar eu mizez pe oameni și asta le spun oamenilor. Dacă vreți bine, dacă nu Dumnezeu cu mila, o să fiți ca Valea Jiului. O să dispareți de pe fața pământului astăzi. Și din păcate, Valea Jiului e o singură o provincie în județul Hunedoara. Dar voi sunteți tot județul ăsta într-un numele lui Dumnezeu, care depinde de minerit. Dacă dispare mineritul, vă spun eu că o să muriți de foame. Și am salvat România în această iarnă. Am dovedit ce valoare avem. Pentru că era colaps economic. Domnule, nu este posibil, încă o dată repet, în strategia națională, care n-a fost prezentată, eu am să cer, Consiliul Superior de Apărare a Țării, strategia națională pe energie, să vă știu. A fost publicată pe site-ul Ministerului Energiei. Da? A fost făcută de niște profesioniști, între ghilimele, care vorbeau despre vreo 17 cariere prin județul Gorj, în condițiile în care nu există numărul ăsta de cariere. Vorbeau și de la închise. Da. Vorbeau de toate. Dar dumneata ai spus acum și Ministerul Energiei. Vorbesc de Consiliul Superior de Apărare a Țării, de Ministerul Energiei. Ăla îmi face parte din CSAT-ul. Eu vorbesc de CSAT-ul, unde-i președintele României, unde-i primul ministru. Ei au prezentat strategia energetică. Adică este făcută pe timpul domnului Grigorescu. Ți-mi minte când a fost ministrul ăla aici al industriilor și vorbea de aici în Târgu Jiu și vorbea de Valea Jiului. Asta vreau să vă spun. Domnul Grigorescu. Da, ăștia habar n-au. Vorbea de mine de subteran în Gorj, în condițiile în care nu mai sunt. Da. Exact. Vorbea de, în loc de complexul energetic Oltenia, spunea complexul energetic Hunedoara și așa mai. Asta cred că ăsta a fost interesul lor pentru eu cele două companii. Eu să învăț minerit. Înțeleg, eu să le spun date exacte ca să știe despre ce e vorba, să nu mai vorbească neapodă. Dar repet încă o dată. Eu mizez încă o dată pe solidaritatea minerilor, care era clasică. Știți? Dragi mineri, s-a zis acum ca să mai arăt și presei că Dumnezeu țucui gura lui că să ce la noi în Ardeal, înțelegi, lucrurile de valoare mi le-a ținut. Cum vă explicați că în nouă evenimentele cu mineri din 90-91 au fost clasificate în țară sub toate formele, ca, inclusiv teroriste și așa mai departe? Cum vă explicați că e aici? Ia uitați-vă ce aici, ce am găsit, ce a făcut Dumnezeu să găsesc. Ecusorul meu de la Națiunile Unite, la sesiunea din iunie, Marea Adunări Generală a Națiunilor Unite, în care eu eram șeful delegației sindicale a României, culmea trecând prin Comisia de Validări, de ce? Că m-a contestat Mitra, care el nu e omul Iliescu, nu? Mitra nu e omul Iliescu. Eu sunt domnul Iliescu, care am cu pușcării. Mitra, Ciorbea, Hosu și tot ceilalți m-au contestat. Și trecând prin Comisia de Validări, Națiunile Unite m-au validat. Și în 2007, știi, prin rezoluția Comitetului de Libertăți Sindicale, condus de doamna Karen Curtis, toate sindicatele de pe planetă, cum mi-a scris Jean-Claude Prinz, pe carte rezoluționul, cum mi-au scris în franceză, Curaj Miron, noi nu te-am uitat, toate sindicatele de pe planetă sunt alături de tine. Pardon? Iată ce a ajuns un miner amărât care a plecat, repet, dormea într-un pat, 3 la cap și 2 la picioare, 5 într-un pat. De ce? Tocmai pentru că la nivel internațional ce a făcut Miron Cosma și atenționez iarăși pe autoritățile de statul, încă inclusiv pe președintele României și pe primul ministru și pe cele două camere, inclusiv pe Dragnea și pe Tăricianu, că în România există, stimați domn, rezoluțiile 87 și 98 ale Națiunilor Unite care sunt ratificate în România, deci cu statut de lege, de care nu vorbește nimeni. Vedeți că am să vin cu ele la voi și o să vi le pun în brațe ca să vedeți ce înseamnă rezoluții sindicale în conceptul Organizației Națiunilor Unite. Și dacă nu le respectați, stăm de vorbă, ne vedem la Națiunile Unite. Și mai e o problemă. Un lider miner încă în pușcărie. Exact. Asta spune și pe asta. E de râsul lumii. Da. Și acum să vă spun, cum vă explicați dumneavoastră ca presă chestiunea asta? Doamne și domnilor, să vă spun cum a fost condamnat Miron Cosma. Toată lumea a zis că Miron Cosma nu știu ce a făcut în iunie 90. Bun, a venit Constantinescu. De ce nu m-a condamnat pentru iunie 90? Era președintele României. Scuză-mă, nu lasă-mă să termin. Intră publicitatea peste noi. Nu avem decât 10 secunde și o să continuați ideea în partea a doua. Putem să revenim atunci. Publicitatea așadar, doamnelor și domnilor. Am revenit, doamnelor și domnilor, după cum bine știți din prima parte a emisiunii, alături de mine se află domnii Miron Cosma și Constantin Crețan. Domnule Cosma, v-am întrerupt înainte de pauza de publicitate.
Ne spuneați despre anii 90, despre întâmplările de pe atunci. Deci, în primul rând, aș vrea să se știe că legat de evenimentele din iunie 90, deci Constantinescu, care a ajuns președinte și prin susținerea minerilor, mi-a promis, și am scrisoarea către mineri, pe care mi-a promis că nu va distruge mineritul și, doi, îl va aresta pe Iliescu pentru crimele care le-a făcut la Revoluție și în toată perioada cu evenimentele cu minerii. A fost o discuție între dumneavoastră și domnul Constantinescu. A fost discuție între dumneavoastră și domnul Constantinescu. Da, exact. Da. O discuție între mine și el. Cam aici, v-am arătat scrisoarea către mine. Dacă vreți, o arăt. Nicio problemă. Dar revenind, marea mea satisfacție însă este asta. Pe tovarășul Iliescu, cum îmi place mie să-i spun, nu l-au legat Piața Universității, nu l-a legat nici Constantinescu. La legat Miron Cosma, poftim, ăsta e dosarul meu de la CEDO, nu e CEDO? Dosarul 6444 pe 2010. Credea Iliescu că scapă. Eu cu Dor Mărie și cu Marin Stoica, care acum e la mine în partid, în organizațiile, adică e la conducerea orașului București, vicepreședinte pe București, da? E CEDO? Dă sigla CEDO să se vadă. Înțelegi? Da? Deci, eu sunt victimă la CEDO. Culmea, ironie, acum m-am inculpat din nou. De ce? Ca să vă spun, vă puteți imagina așa ceva ce sunt în stare ăștia, Procuratura Militară? Deci m-au incriminat știind că eu nu mai pot fi acuzat. Pentru că asta vreau să zic. Să vedeți cum am fost condamnat eu, cum e posibil. Dragi mineri și stimați spectatori. Am fost condamnat pentru septembrie 91. Mi-au dat 61 de ani condamnări. Resuminarea puterii de stat, reminiscență comunistă, 162-2. Primatul an și eu o bluză. Da, nu, prima dată 3 ani și 5 luni și am făcut un an jumate și curtea de apel m-a pus liber. Da. Și din nou Constantinescu m-a condamnat pe același dosar și mi-a dat 61 de ani. În 1996 Toși Iliescu modifică codul penal și însă și v-am spus evenimentul, nu-l mai spun, că nu vreau să mă dau mare în gară mică, nu-i genul meu. L-a modificat codul penal și a pus suminarea puterii de stat din cauza mea 15-25. Au venit evenimentele din 99, m-au condamnat Constantinescu încă 38 de ani pentru a doua suminare a puterii de stat. Nu știu dacă e o mândrie, dar aparent istoria consemnează aceste lucruri. Sunt singur român condamnat în istoria României de două ori de suminare a puterii de stat cât Antonescu și Ceaușescu la un loc. Și împreună 99 de ani. Iar acum, v-aș ruga eu să nu mă credeți, să vedeți un nou cod penal care a intrat în vigoare în 2014. Nu mai e suminarea puterii de stat. M-au reabilitat prin lege. Ce să înțelegem? Ce înțelegi dumneata? Că a fost 25 de ani suminarea puterii de stat până Miron Cosma? Și Romeo Beja în pușcărie. Și la ora asta, culmea, ca asta o să zic, Romeo Beja este în închisoare condamnat de suminarea puterii de stat. Și întreb și eu autoritatea statului. Cum e posibil când în articolul 5 din codul penal spune că se aplică legea cea mai favorabilă și atât timp când legea cea mai favorabilă care este? Suminarea puterii de stat nu mai există în codul penal. Păi cum îl bași pe Beja în închisoare? Ba mai mult îi pui și o capcană. Că aici trebuie să recunosc că n-a avut prea multă minte. Cu 11 zile înainte de a se prescrie fapta, a venit la o instanță, la înalta curte de casație și justiție, fără să-și dea seama că e capcană și l-au arestat. Aceeași chestie au încercat cu mine, pentru că să vă zic un lucru. În 2010 eu aveam interdicție în București până în 2012. E, cazul Transformatorul, ăla de care au zis că minerii l-au distrus în septembrie 91 în gara Craiova, o idioțenie, cum să distrugă minerii Transformatorul în gara Craiova când ei vreau să ajungă la București, nu? Nu să rămână în Craiova. E, această tâmpenie m-au judecat în 2010, unde? În București. Eu aveam interdicție, mergeam în București, în executarea unei hotărâri judecătorești, mă arestau și pe mine din nou. De-abia ieși din pușcării. Ca asta mi-a pus capcana, dar nu înțeles că nu m-am dus. Deci, pe care Miran, scuze de rigoare că am intervin, pierdut procesul. Totuși trebuie să amintești că în închisoare te-au planificat să te ucidă. Da. Și în același timp trebuie să reamintim că și colegul nostru, Ionel Centu, a murit în condiții suspecte exact. În închisoare. L-a omorât pe Ionel Centu la Jilava și mi-au spus deținuții. Mi-au spus deținuții. Vezi, da. S-au făcut anchete inclusiv internaționale, așa, și s-a catalogat uciderea lui Ionel Ceotu ca și crimă. Efectiv, și crimă. De ce nu face nimeni nimic, domnule? Păi asta întreb și eu. Păi pe mine, domnule. În ce țară trăim? Pe mine, vreți să vă spun un lucru? Păi pe mine au încercat să mă moare. Venea un colonel Iguț, la 3 zile spunea Cosma mor din Stetermin.
Păi au fost deținuți care au ieșit afară și au zis, da, au primit ori la SIPA. De televiziune și a spus, domnule, trebuie să-l înjunghi pe Milan Cosma. Da, exact. Nimeni n-a luat o măsură. Da. Numai că și acolo, din păcate pentru ei, și acolo am devenit un fel de lider al deținuților și am luptat pentru drepturile lor. Pentru că, puteți să vă imaginați, în închisoare... Și acum. Poftim. Și și acum. Da, Marea Monica Bacovei, care vorbește de, de evenimente din 90 și că, păi a dat-o Iliescu afară, că a vrut să închideze evenimente din 90. Păi când a fost ministrul justiției, ce n-a închidat evenimentele din 90? E, și ea, pe vremea 99, când am ajuns eu după un an jumate de arest curând. Și domnule, băi, ne-au ținut pe Catangă, ne-au omorât pe dizidentul Ursu. Mă vedeți pe la televiziunile centrale, când tot întreb liderii de sindicat de la poliție și polițiști de Catangă. Nimeni nu vorbește de Catangă. Toată lumea le-i frică. Au și botezat, domnule, au botezat Direcția Cercetări Penale ca să ia presiunea mediatică și nu numai juridică de pe chestiunea respectivă, Poliția Capitalii. Păi Poliția Capitalii, drumele Dumnezeu, nu e Raova, e pe Victoriei. Și arestul e acolo, nu la Direcția Cercetări Penale. Acolo, repet, iarăși au încercat să mă omoare, dar n-au reușit, pentru că mai îmi place mie să spun acolo sus cineva iubește, Dumnezeu mă iubește. O să vă vedem mai activ din acest moment. În ceea ce înseamnă acțiuni sindicale și sindicate din județul Gorj, la nivelul complexului energetic Oltenia, încercați cumva, eu știu, o uniune până la urma sindicatelor ăsta, fără mințate, pentru eu le-ți transmit, a domnilor lideri de sindicat, n-am prejudecăți. Domnilor, dacă aveam prejudecăți, poate că de mult făceam alte lucruri, chiar și împotriva celor care m-au băgat în închisoare. Dar eu n-am prejudecăți. Euri, vă aștept alături de mine, dacă într-adevăr militați și luptați pentru idealurile celor pe care îi reprezentați și ale minerilor, la modul general discutând, vă aștept alături de noi. Sau venim noi alături de voi dacă aveți acțiuni. Nu e nicio problemă. Haideți să facem unitate ca să încercăm să salvăm, pentru că veți avea pe conștiință. Unde lucrurile care sunt aici, tocmai că am conștiință. Și tocmai asta mi-am zis, Cosma, n-ai dreptul să nu lupți pentru mineri. Măcar acum în ceasul 12-lea. Și asta fac eu. Dacă într-adevăr sunteți lideri real, cum trebuie să fiți, atunci vă aștept alături de mine și de colegul Crețan să mișcăm, să facem mișcarea sindicală din nou puternică și să luptăm pentru un singur ideal al celor pe care îi reprezentăm. Domnule Crețan, la cum îi cunoașteți dumneavoastră pe sindicaliști, cuplează la această invitație lansată de domnul Cosma? Da, să știți că mișcarea sindicală din Oltenia s-a schimbat foarte mult datorită demersurilor noastre, liderilor mai vechi, știți și dumneavoastră câte centre de putere erau și influența unor lideri de sindicat corupți. A venit lider de sindicat în mișcarea sindicală cu alte viziune și mai tine și deja oameni care și acum la negocieri se luptă pentru mineri. Deci deja le-am inoculat acest lucru și sunt pentru a lupta pentru mineri. De asemenea, ceea ce spunea Miron, și noi avem destule informații și eu am spus-o public și pe postul noastră de televiziune. Acordul de la Paris a fost ratificat de Guvernul României. Da? Corect. Așa un e, acord bravo, ratificat, bravo. Greu îl mai schimbăm. Exact. Dar nu e imposibil. Nu e imposibil. Au hotărât moartea energiei pe cărbune. Și nu putem. Deci, cu toate că am stat noi, Miron Săracu a stat 11 ani în închisoare. Eu am stat 5 ani și am suferit pe acolo. Nu accept să distrugă mineritul și energia. Sigur. Pentru că vor niște elemente să distrugă energia pe cărbune. Și în această iarnă ați văzut ce s-a întâmplat. Că dacă noi nu făceam niște eforturi supraomenești, oamenii au lucrat 7 zile din 7. Nu li s-au oferit repausuri, nu li s-au oferit condiții de muncă. Și am înțeles situația țării prin care treceam. Am fost foarte buni atunci, însă mă uiteam înainte de emisiune pe Transelectrica. Exact. Olianu e primul. 2300-2400 de megawați. Cărbunele iar este dat la o parte. Intrăm cu vreo 1500 la nivel național. Ce să mai înțelegem noi de la oamenii ăștia? Când suntem la 2860 cât aveam. Suntem buni decât în momentele în care le tremură fundul. Și să vă mai spună Miron o chestiune foarte importantă. În Valea Jiului se aduce huilă din alte state. Din se spune efectul. Din Africa de Sud. Efectul celor din Valea Jiului. Ce am zis-o. Chiar ca să mai destinde puțin atmosfera. Dom'le, e incredibil să vezi așa ceva. La un moment dat am intrat în posesia unor acte și, bineînțeles, ca să fac haz de necaz, am spus la o televiziune centrală, pe care o văd aici la dumneavoastră, de faptul că s-a inventat o nouă ramură a mineritului. Psihologia sexuală. Adică? Adică, o firmă din Ungaria condusă de o doamnă,
a dat la Paroșeni cărbune de 2,5 milioane de euro. Pardon, cărbune, teologie sexuală? A dus din Africa de Sud. A dus din Rusia. Din Rusia. Da. Știu că este unul și... Este din Africa de Sud și este un lucru iarăși pe care am să cer să-l ancheteze, cel puțin pentru Valea Jiului. Doamne, au dus cărbune din Ucraina. Doamne, dintre lucrurile importante pe care le am în familia mea, așa, sora mea este șefa calității cărbunelui la Minalonia. Ea este inginer preparator și mi-a spus Miron, ăla este cărbune cu infiltrații de stronțiu, e radioactiv. Da. Da. Și pe cale de consecință, aduce aminte că cu 2 ani de zile s-a născut primul copil cu o mână, fără cealaltă mână și fără picioare. Așa s-a născut. Păi, dom'le, ăștia sunt niște criminali. Păi suntem cobaii lor. Exact. Și din punct de vedere alimentar, că mâncăm toate nebunile și prostiile. Un scurt comentariu, vreau să vă întreb, nu vreau să ocolesc acest subiect. Cum ați văzut, domnule Cosma, toate evenimentele astea petrecute în București și în toată țara, până la urmă, cu protestele astea, și de o parte și de alta? În primul rând, toată admirația pentru tineri, chiar dacă au fost manipulați, pentru că nu pot să accept ca o imensitate de oameni să participe la un război Iohannis Dragnea. Eu am fost prima acolo, printre, pe lângă ei. Când în București nu veneau bucureștean la manifestație. Dom'le, vreau să îți cunosc și eu pe ăla care a strigat în Piața Victoriei, vrem viață ca afară. Dom'le, pentru asta stăcire și mergeți peste Iohannis, peste Dragnea, luați-i de gât și bateți-i așa, cap în cap, și spuneți, băi, noi vrem viață ca afară. Tinerii, nu să luptăm unii împotriva celorlalți, să vedem cine e mai tare. Iohannis a fost să-i demonstreze lui Dragnea. Pentru asta e adevărul. Iohannis, care e traficant de copii. Eu am spus cu copiii de la Rășinari în Canada. Eu am spus pe un post de televiziune. Exact cum am spus și când a ajuns președinte, că eu mă simt jignit ca român că ăsta a ajuns președinte. La fel, gașca cealaltă a PSD-ului. Iarăși, la fel. Cu domne, vii Ponta aici, domne, și te pui la masa. Eu dacă îl prindeam la masa tăcerii, îl băteam. Îți spun acum Ponta. Nu e frică de el. Cu domne, vii cu salam de Sibiu la masa Brâncuș. Îl ironizat. Auzit? Iohannis. Eu sunt de acord că ironizat. Dar domne, dar totuși e Brâncuș înainte de Iohannis. Cu domne, și acum, ați văzut ce e la monumentul Brâncuș? Și nu se duce nimeni, domne. Ia merge la poarta Sărbiei, vedeți. Luptătorii care luptă toată stima, pentru că m-am întâlnit cu ei, să aducem o seminte lui Brâncuș. Da. Este la Uriaș Stănchescu, acolo avem și noi echipă de la TV Sud, mâine seară o să vadă telespectatorii noștri. Și deci eu repet, mă duc pe an cu Brâncuș să mă carc energetic. Înțelegi? Cum adică, domne, să-ți faci campanie electorală pe masa tăcerii? Și vii tu, Ponta, să spui că o să dai energie din cărbune, tu care când ai fost premier ai închis minele, domn. Eu nu fac, domnule, că de-aia am venit pe linie sindicală. Nu mă interesează nici Dragnea și nu mă interesează nici Iohannis. Păi nu mă interesează interesele oamenilor mei. Iar dacă Dragnea și cu Iohannis cred că se înșală, le pregătesc o surpriză acum. Și am să vă mai spun un lucru. Eu de aici plec la Timișoara. Revoluționarii mă cheamă de mult să mă pună șeful revoluționar pe țară. Și mă întâlnesc cu revoluționarii în Timișoara. De acolo plec în Valea Jiului. De acolo plec în Țara Moților, la Moți. Și de acolo plec la Brașov să mă întâlnesc, inclusiv cu Mircea Sevaciuc la 15 noiembrie 7. De acolo plec la Ploiești. Și în București deja, vă spun eu că nu mișcă nimeni în București. Eu în București mă duc, uitați cum mă vedeți pe jos, repet, că tot vorbeam de galerii. Le fac o surpriză plăcută galeriei care, și le mulțumesc pentru onoarea care mi-au dat-o ca membru al galeriei Pandurii. Dar le spun că în București am 50.000 de steliști care au spus oricând ieșim pentru tine, pardon, și stăm de vorbă azi mâine. Dacă voi credeți că Miron Cosma se va lăsa călcat în picioare așa cum călcați voi în picioare acest popor, vă înșelați. Și am să vă mai transmit o dată, domnule președinte Iohannis și domnule președinte de partid Dragnea, Grindeanu e mai tinerel așa, nu era la vremea aceea, dar voi erați. Să vă spun un lucru, eu mi-s ardelean și cum a zis la Alba Iulia, unde nu prea mai mergeți, albele mai contează pentru voi. V-am zis acum 2 ani. Băi, mesaj pentru politicienii de la București, pentru tătorii țării. Miron Cosma nu a murit, numai un pic s-a odinit. Mai avem decât vreo 5 minute din această emisiune. Vorbim și despre sport. Ați fost unul dintre oamenii care a pus umărul în mod deosebit, poate cel mai puternic, la o echipă frumoasă. O echipă care nu mai este. Jiu Petroșani. O echipă care a dispărut. O echipă care era iubită în perioada respectivă, o echipă la care minerii mergeau în fiecare sâmbătă sau duminică.
la spectacol. O echipă care, în primul rând, care la anul 1995 bătea Barcelona la numărul de membri cotizanți. Aveam 75.000 de membri cotizanți. Eu. Și bineînțeles că oamenilor nu li s-a impus nimic. Oamenii își luau banii de la caserie și aveau tabelul lângă, tabelul Jiu, și cotizau cât vreau. Pentru că eu le-am spus și atunci, la momentul acela nu puteam să dau bani de la sindicat, pentru că aveam un buget aprobat anual de către Congresul Ligii Sindicatelor Minerii Valea Jiului și nu puteam să fac eu să încalc deciziile luate, așa cum o face foarte cras Marin Condescu în toate situațiile. Că pur și simplu l-aș întreba și Marin Codescu câți bani a dus la Clubul Pandurii. Banii lui, nu banii minerilor mei. Câți și câți a luat? Domnule, e posibil. Domnule, la ce îmi spun... te rog, e frumos telefonul ăla, închide, că e alarmă. La mine totul e programat. Da. Și alarma de la telefon. Deci cum e posibil, domnule, anual, o echipă ca Pandurii să aibă buget 11 milioane de euro și să fie la retrogradare, iar Steaua cu 5 milioane de euro... Era în grupa campionilor, Ligii Campionilor și juca Liga Campionilor. Ei, cum e posibil? Și acest lucru s-a întâmplat 4 ani. Păi domnule, pe cuvânt, pe mine mă apucă căldurile de nervi. Când aud 11 milioane ori 4 ani numai, sunt 44 de milioane de euro. Au fost în unde sunt banii? Au fost bani mulți care au ajuns în conturile. Dar unde sunt banii? Vreau să... Unde e autoritatea statului? Ca asta nu pricep. De Jiu. Unde mai este Jiu, Petroșan, domnule Cozma? Din păcate, Jiu a dispărut. Echipa asta. Poftiți? O să mai apară vreodată ca și Valea Jiului. Da, dacă ceea ce intenționez, strategia mea acum de redeschiderea mineritului, repet încă o dată, pe sistemul de siguranță națională, bineînțeles că Valea Jiului voi încerca să o redeschid și acum vreți să vă spun un lucru, e aparent, eu sunt un om mult prea cinstit și din cauza asta am câștigat și am și pierdut foarte mult. Mie, sincer, la ora asta, mie îmi place cum arată Valea Jiului, la modul că a fost distrus sistemul ăla comunist absolut aberant de exploatare. Deci, la noul nivel de exploatare, așa cum îl fac eu, lăsând la parte faptul că eu am perforare umedă, hidraulică, am invențiile mele care nu există în lume, înțelegeți? Eu cred că lucrurile vor fi altfel. Ați văzut dumneavoastră vreo reacție a minerilor din Valea Jiului? În care să vă spun un lucru, primele 3 mine în România, eu le-am închis. Nu, niciun guvern. Lonea Pilier, Petril la Suși, Câmpul Lunea, eu le-am închis. Nu eram tâmpit să dau, să exploatez o jumătate de metru grosime de strat și să dărâm case la Mămârlani. Când de data aceasta mai mergea să dau piatră, ca problema lui Ceaușescu. Trebuia să dau cărbune de calitate, că altfel nu mi-l luau centralele și mai departe. Deci era un control al calității cărbunelui. E ori, ajunsese mina Aninoasa să scoată cărbunele din subteran la suprafață, să-l transporte cu funicularul, să-l bage din nou în mină, să-l transporte, să-l scoată din nou afară. Păi asta era de Guinness Book, înțelegeți? Și repet încă o dată, nu știu cum au reușit să facă o asemenea exploatare, un tip de exploatare tâmpită. Uitați-vă unde Miron Cosma a fost inginer și în producție pe schimburi, Minalone. Minalone, știați că din punct de vedere nativ, are cel mai prost cărbune. Până 4.000 de kilocalorii pe kilogram față de vest, unde sunt 6.000. Unde m-am bătut pentru Bărbăteni. Păi Bărbăteni avea 6.700 kilocalorii pe kilogram. Eram tâmpit în galerie de coastă. Să las pe Verceanu să închidă. Dar au distrus preparațiile? Nu, preparațiile. Să știi, la început e suficient preparația corect la programul pe care l-am eu. Înțelegi că aia de bine de rău mai există. Și mai e o problemă, Milane. Culmea, pe piața mondială se caută huile în draci, iar Uniunea Europeană ne interzice ca să vândem huile din România. Ei, poate o să vină niște băieți de șertul să pună mâna pe perimetrele astea. Știi de ce? Din ce cauză? Pentru că la momentul în care Polonia a început exploatarea cărbunelui pentru țară și s-a ajuns în situația în care să se dea 90% energie din cărbune, normal că Germania a avut probleme mari. Pentru că Germania nu mai convenea să ia cărbune din Polonia. Da. Înțelegi? Și Merkel a ajuns în situația în care a trebuit să decidă, inclusiv la nivel europarlamentar, redeschiderea în statele cu cărbune, a minelor de cărbune. Singurii europarlamentari care s-au opus au fost români. Împotriva României. Românii împotriva României. Am ajuns, din păcate, la final. Nu vreau să încheiem emisiunea fără să vă adresez două întrebări la care doresc să-mi răspundeți cât mai scurt și cât mai sincer, domnule Cosma. Ca orice om în viață, ați făcut probabil și greșeli. Corect, așa e. Care credeți dumneavoastră că este cea mai mare greșeală pe care ați făcut-o? Cea mai mare greșeală, cred că atunci când nu i-am făcut lui Iliescu ce i-a făcut el lui Ceaușescu 91. Dacă Iliescu
Nu era tot sistemul acesta. Domnule, lumea spune că Băsescu e împotriva lui Iliescu. Constantinescu e împotriva lui Iliescu și a lui Băsescu și așa mai departe. Păi domnule, hai să ne revenim. Constantinescu l-a luat pe criminalul din piața din Roma și l-a pus președintele senatului mai mare decât era în iunie 90. Băsescu i-a dat lui Iliescu pentru iunie 90 neînceperea urmăririi penale, că nu e militar, Miron Cosma e militar. I-au putut să fiu condamnat 99 de ani de subminarea puterii de stat. E ori, iarăși repet, în toate situațiile acestea, probabil că, dar în sfârșit, eu să nu am credincios, probabil că, exact cum spune Le Monde, adevărata revoluție a fost în 91. Și nu înțeleg de ce un lider anticomunist, Miron Cosma, n-a făcut cu Iliescu ce a făcut el cu Ceaușescu. Și poate că asta a fost poate singura mea greșeală, pentru că atunci, poate că preluam eu, cum se striga acolo în dealul Mitropoliei, că ăsta nu pricep, să scanda Cosma președinte. În dealul, un milion de bucureșteni, din dealul Mitropoliei până în Unirii, să scanda Cosma președinte. Și făceam și eu ca Iliescu, revoluție. Ce, adică numai revoluția lui Iliescu mergea, lui Cosma nu mergea. Și ultima întrebare, domnule Cosma. S-a meritat? Ce? Sacrificiu. Tot ce, sacrificiul pe care l-ați făcut și tot ce ați pățit în acești ani. Din punctul meu de vedere, da, a meritat. Deci eu sunt în stare și acum vă spun și le atenționez pe cont mai mari țării. Mie nu mi-e frică de moarte. Eu sunt miner, adevărat. Din păcate mai spun și acum că sunt singur miner în România. E ori, eu mi-am dat libertatea pentru drepturile oamenilor mei și n-am făcut concesii. Ați văzut, n-am bani, n-am nimic. Puteam să am funcții iarăși, n-am vrut. Pentru că eu n-am trădat, eu nu sunt trădător. Eu nu trădez cauza oamenilor simpli, pentru că așa mă consider, un om simplu și un om normal. Și le spun că nu mi-e frică nici de moarte și să nu mă încerce. Pentru că de data asta, exact cum am spus la televiziune la București, de data asta nu scapă unul. Eu nu o să iesc oamenii în stradă împotriva celor din stradă. Direct Cotroceni, direct guvern, direct parlament și am ras pe toți. Nu mai scapă unul. Am fost bun și prost. Acum sunt rău și deștept, dragi conducători ai acestei țări. Domnilor, am ajuns la final. Vă mulțumesc mult de tot, domnule Cosma, vă mai aștept și cu altă ocazie. Cu mare drag, oricând doriți. Doamnelor și domnilor, emisiunea din această seară a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, s-auzim numai de bine.